salutăm din redacția Ziarului de Gardă. Pe 24 decembrie se face un an de când Maia Sandu a fost investită în funcția de președintă. Cu această ocazie, Ziarul de Gardă a decis să facă un interviu deosebit în care mai mulți jurnaliști vor adresa întrebări. Doamna Sandu, bun venit în redacția noastră! Bună ziua și bine v-am găsit! Vom începe cu domeniul politic. Privind în urmă cum s-a scurs acest an, vreau să vă întreb dacă sunteți mândră de ceea ce ați realizat până acum. Sunt mândră de ce au realizat cetățenii Republicii Moldova și cred că cel mai important lucru pe care l-am realizat cu toții împreună este faptul că am alungat de la putere mai mulți politicieni corupți. Și am avut și eu contribuție aici că am ajutat la crearea condițiilor, așa încât cetățenii să aibă această oportunitate să uh, alunge de la putere corupții. Uh, iar uh, de acum încolo. Avem foarte mult de lucru, deci nu putem să fim mulțumiți. Pe planul activității instituției pe care o conduc, cred că am reușit niște lucruri pe plan extern, pentru că am reușit să reluăm relațiile bune cu foarte multe țări, am reușit să îmbunătățim prezența Republicii Moldova la mai multe forumuri internaționale, să fim auziți și noi. Și bineînțeles că aceste relații înseamnă proiecte mai multe, înseamnă asistență mai multă pentru cetățeni, pentru diferite domenii. Asta cred că sunt cele mai importante lucruri care s-au întâmplat. Dar care este cel mai important lucru în, sau realizare în acest prim an? Asta este realizarea. Faptul că noi am putut crea cu toții împreună această oportunitate pentru schimbare. Am pus bazele pentru ca să ne -a să ne apucăm de lucru, să facem ordine în toate instituțiile și să începem să construim. Această oportunitate nu am avut-o de foarte mult timp, pentru că la guvernare Republica Moldova s-au perindat uh, oameni corupți care au avut alte interese decât interesele cetățenilor și care au produs foarte multă daună uh, în economie, în instituțiile statului și pentru calitatea vieții cetățenilor. Dar credeți că actuala majoritate parlamentară, formată din deputații Partidului Acțiune și Solidaritate, se va menține până la următoarele alegeri parlamentare ordinare? Am încredere că sunt oameni bine intenționați și că vor face în continuare echipă, echipă puternică, așa încât să putem să continuăm să implementăm angajamentele pe care. Ni le-am asumat în fața cetățenilor. Nu sunt lucruri care se întâmplă peste noapte, unele se rezolvă mai repede, altele se rezolvă în timp, dar este foarte important ca aceste condiții care au fost create, această oportunitate care a fost creată pentru ca să începem să construim stat care să lucreze pentru cetățeni, să asigurăm condiții pentru ca economia să se dezvolte pentru ca să uh, se creeze mai multe locuri de muncă, pentru ca să existe mai multe resurse la buget, uh, venituri la buget uh, care vin din această economie și respectiv să, să putem să plătim salarii mai mari, să putem să dezvoltăm uh, infrastructura. Necesitățile sunt enorme. E nevoie de acest efort și e nevoie ca echipa să lucreze împreună. V-am întrebat asta pentru că sunt semnale că în interiorul partidului sunt nemulțumiri. Ori noi avem multe exemple în trecut când deputații au schimbat taberele politice. Vreau să vă întreb dacă există semnale în care se încearcă să fie ademeniți deputații din majoritatea parlamentară. Este o întrebare pentru partid și pentru membrii de partid. Nu m-aș mira dacă. Ar exista anumite tentative din partea grupărilor corupte care peste noapte au pierdut puterea și care, bineînțeles, că nu se pot împăca cu acest fapt. Deci nu m-aș mira dacă există asemenea tentative de a încerca de a ajunge la anumiți deputați, dar am toată încrederea că cei care au fost aleși în, Deci pe lista. Partidului PAS sunt oameni integri și respectiv că aceste tentative nu pot să ducă la uh, rezultate nefaste. În fiecare echipă, în orice echipă, există puncte de vedere diferite. Uh, diferite. Asta este firesc, pentru că în dezbateri se nasc cele mai bune decizii, dar acest lucru nu poate fi confundat cu uh, situații pe care le-am avut în trecut, despre care ați spomenit dumneavoastră atunci când. Unii uh, uh, membri ai unui partid politic au trecut în alt partid politic, pentru că, în mare parte, noi știm că aceste schimbări au fost motivate de corupție. Uh, pentru aceste uh, acțiuni, uh, acești membri ai Parlamentului uh, au primit bani, deci uh, e cu tot o altă istorie. Noi am pus punct la acea corupție care se întâmpla la cel mai înalt nivel. Și astăzi putem spune cu certitudine că în fruntea țării avem oameni integri care sunt determinați să lupte împotriva corupției la toate nivelurile. Recent, o formațiune politică a anunțat că va iniția procedura de impeachment împotriva dumneavoastră și mizează pe voturile deputaților din Partidul Acțiune și Solidaritate. Poate fi acest exercițiu o inițiere, nu știu, de o încercare de a corupe deputații nemulțumiți din actuala majoritate parlamentară. Repet, deputații din majoritatea parlamentară nu au venit în această echipă ca să ia bani de la penali precum este șor. Au venit și au promis cetățenilor să contribuie la curățarea țării de acești penali și să pună bazele unei dezvoltări pentru toți cetățenii, dezvoltări a țării. Vă întrebam mai sus despre realizările din primul an de mandat. Vreau să ne spuneți care ar fi și eșecul primului an de mandat de președinte de țară. Cred că un lucru unde nu am reușit suficient de mult este să conving, să convingem mai mulți profesioniști să vină și să se alăture. Uh, deci să se alăture echipei de la guvernare prin asumarea responsabilității pentru conducerea unei instituții sau alteia, sau prin a conduce un departament într-o instituție sau alta. Asta este problema principală, problema resurselor umane și cred că această problemă este resimțită de toată lumea și de sectorul privat și de sectorul asociativ. Știm cu toții că mulți cetățeni au plecat din țară, mulți sunt. Uh știu eu, mai puțin încântați de ideea să vină să lucreze la stat și din cauza salariilor mai mici și din cauza moștenirii, pentru că nu este ușor să vii să-ți asumi, să asumi, responsabilitatea pentru a conduce o instituție când această instituție este total nefuncțională, pentru că aici am ajuns cu calitatea, servicii, cu calitatea serviciului public și cu calitatea mai multor instituții. Repet, am mai spus asta și cu altă ocazie în special în ultimii 10 ani, a fost deteriorată în mod substanțial calitatea serviciului public. Cred că cea mai mare atribuție aici a avut-o regimul lui Plahotniuc și e foarte greu să refaci aceste instituții, să aduci un număr critic de oameni acolo, să ai o masă critică de oameni. Care să, să poată să miște lucrurile înainte. De exemplu, acest guvern are foarte multe idei bune, dar nu toate ajung să fie implementate pentru că nu există suficientă capacitate, în special la nivelul managementului mediu. Deci, repet, problema resurselor umane, faptul că nu am reușit încă să uh, suplinim uh, toate pozițiile. Și eu vorbesc aici și de președinție. Sunt câteva poziții de consilier la președinție poziții cheie care țin de justiție, de securitate, unde eu, din păcate, încă nu am reușit să conving profesioniști foarte buni să-și asume această responsabilitate. Dacă tot ați pomenit de guvern, vreau să dați o notă de la 1 la 10 guvernului Gavrilița în, la cele patru luni de, de guvernare. Nu, cred că e cazul să dăm note. Și la școală se discută subiectul dacă e ok să dăm note sau nu. Eu cred că guvernul a făcut eforturi enorme și cred că s-a descurcat pe problemele majore pe care, cu care a trebuit să se ocupe, în, în special în primele luni, atunci când, trebuie să, când a trebuit să prevină niște crize majore, a trebuit să treacă prin niște crize majore, a trebuit să ia niște decizii rapide pentru a opri anumite scheme de corupție. De acum încolo, sper că guvernul va avea confortul, dacă pot să spun așa, ca să analizeze lucrurile și să ia deciziile într-un termen mai puțin scurt, deci mai, mai lung, așa încât să, să existe această posibilitate și a consultărilor mai largi, să se evite anumite greșeli. Dar, la început de cale, atunci când existau niște probleme, niște urgențe imediate, guvernul s-a descurcat bine. Doamna Sandu, activitatea dumneavoastră în calitatea de președintă este asociată de către cetățeni cu activitatea guvernului, este cumva inevitabil. Totuși, în ultima perioadă, guvernul a avut o politică de cadre cam stângace, cu promovări în funcții importante a unor persoane asupra cărora planează suspiciuni de integritate. Ce s-a întâmplat cu filtrele de integritate despre care vorbeați anterior? În primul rând, politica de cadre pe care mi-o asum eu la președinție este un lucru, politica de cadre pe care o face guvernul și parlamentul sunt lucruri diferite. Cred că cel mai important lucru. Pe care îl putem constata astăzi, este că intenția guvernării este să numească în funcție oameni potriviți, fără probleme de integritate și buni profesioniști. Și asta este marea diferență dintre guvernarea de astăzi și guvernări precedente. Pentru că atunci se, cu bună știință, se promovau oameni care să fie elemente cheie în tot felul de scheme de corupție sau oameni care să închidă ochii la schemele de corupție pe care le coordonau cei din fruntea țării. Astăzi avem o guvernare care își propune să numească în funcții oameni integri și cu, mă rog, cu capacități manageriale și profesioniste. Acum nu întotdeauna se reușește pentru că noi cu toții am trăit într un sistem toxic timp de 30 de ani și uh, este foarte greu uh, pe de o parte să uh, ai o alegere mare când uh, s-au întâmplat asemenea lucruri, deci toată lumea a fost în acest sistem. Uh, unii au comis abuzuri, alții au fost în acest sistem și au încercat din răsputeri să nu se lase prinși în aceste uh, acțiuni. Um, Uneori, sursele de informație sunt foarte contradictorii și eu asta spun din experiența mea, pentru că eu tot încerc să mă documentez atunci când vreau să promovez o persoană sau vreau să angajez o persoană sau uh, să recomand o persoană. Nu întotdeauna sursele de informație sunt credibile, pentru că așa sunt și instituțiile noastre, ele nu sunt pe deplin informate. Deci, uneori se întâmplă să fie înmit o persoană despre care ulterior se află că nu este cea mai potrivită. Nu cred că este dramatic. Da, se isterizează pe acest subiect, uneori poate mai mult decât e cazul. Important este ca aceste erori să se corecteze și să se meargă mai departe. În același timp, repet, există o mare problemă a resurselor umane. Eu am abordat oameni care mi s-au părut potriviți pentru o funcție sau alta și care mi-au spus eu mai bine stau deoparte, Continu să muncesc, să plătesc impozite, dar voi faceți ordine acolo pentru că. sau nu vreau să mă expun, să scrie despre mine presa, sau, uh, uh, iarăși, nu, nu cred că este potrivit să vin într-o instituție de stat și să încerc să lucrez acolo. Deci există acele aceste constrângeri, dar cel mai important este intenția. Și intenția guvernării, repet, este de a promova oameni uh, integri în funcții. Dacă se greșește, după asta se corectează greșeala. Vorbiți despre lipsa de cadre. Este așa de mare criza de cadre încât sunt promovate, promovate în funcții importante persoane care au mai făcut parte din sistem, chiar din sistemul Plahotniuc, și nu au făcut nimic notabil. Ce înseamnă sistemul Plahotniuc? Pentru că, repet, tot, toate instituțiile statului au făcut parte sau au fost acolo când. Regimul Plahotniuc era la putere. Înseamnă asta că toți funcționarii care au lucrat într-o instituție sau alta au făcut parte din regim? Eu nu cred asta. Și o să vedeți că nici într-o țară a lumii nu uh, se schimbă funcționarii publici în funcție de cine vine la putere. Sunt oameni care au participat la abuzuri și acești oameni nu trebuie să aibă acces și o șansă să revină să, să lucreze și mai ales în funcție de răspundere. Și sunt oameni care au fost acolo, care au suferit și ei din cauza acestui regim. Da, unii au plecat pentru că nu au mai suportat, alții au rămas pentru că nu au avut unde să plece. Diferența trebuie să o facem între cine a participat la abuzuri și cine a fost în sistem. În sistem a fost toată lumea. Sunteți mulțumită de activitatea lui Dumitru Robu în calitate de procuror general și cine v-a convins să acceptați candidatura lui? Reforma justiției este o reformă care nu se întâmplă peste noapte. Deci nu, repede, nu avem o baghetă fermecată, am venit și peste noapte. Toți judecătorii au devenit absolut corecți, toți procurorii au început să lucreze conform legii. Eu văd reforma justiției în câteva iterații. La prima etapă care se întâmplă acum, am avut o schimbare de management și, din ce văd eu, se întâmplă niște lucruri în procuratură și văd că se întâmplă anchete în raport cu oameni care, într-adevăr, au comis abuzuri și care sunt corupți. Unele dintre aceste anchete au fost sau informațiile pentru aceste anchete au fost oferite și de investigațiile pe care le-ați făcut dumneavoastră. Deci nu Văd la moment cazuri de oameni cinstiți care sunt hărțuiți de Procuratură, din ce vedem noi public. Asta este un prim element și cu certitudine despre cât de corecte sunt acțiunile Procuraturii. Aici pot să vă spună doar cei care conduc Procuratura. Eu am acces la aceleași informații pe care le aveți dumneavoastră. E, e o primă iterație care trebuie să, să curățe în, într-o anumită măsură Procuratura. A doua iterație va fi uh, acea evaluare externă, extraordinară a procurorilor și judecătorilor, care probabil va fi cel mai important element. Uh, noi insistăm foarte mult că această evaluare trebuie să fie externă, tocmai pentru că vrem să oferim. Un element de credibilitate a acestei reforme. În situația în care toată lumea pune la îndoială cine sunt procurorii din sistem, cine sunt cei de la Consiliul Suprem al Procurorilor și nu știm în cine să avem încredere și în cine să nu avem încredere, acest, această componentă de evaluare externă ar trebui să ne ofere mai multă credibilitate a exercițiului și criteriile mi se par suficient de potrivite, pentru că un criteriu este averea, justificarea averii și dacă procurorii judecătorii pot să-și justifice averea. Acesta este o dovadă, un element al faptului că acest procuror judecător sunt oameni și al doilea element ține de evaluarea nemijlocită a anumitor decizii pe care le-au dat aceștia. Acesta este al doilea element și uh, foarte important, dar după el trebuie să urmeze și al treilea element. Al treilea element este deja punerea în funcție a proceselor interne de uh, validare a meritelor, de promovare, de uh, uh, alungare din funcție sau uh, uh, încetarea contractelor de muncă. Atunci când va fie această curățenie cu factorul extern, deci prin contribuția acestei comisii, vom ajunge la o etapă în care procurorii, prin Consiliul Superior al Procurorilor, prin oamenii care au rămas în sistem, vor putea mai departe să continue cu acest proces de curățare. Deci nu există un element uh, care să poată fi pus în aplicare peste noapte și să spunem, da, ceea ce se întâmplă astăzi la Procuratură este perfect și gata, totul s-a curățat. Trebuie să fim conștienți de aceste etape ale uh, procesului de reformă a justiției. Uh, da, pot să spun că sunt anumite progrese, eu văd anumite anchete an care se întâmplă, eu sper foarte mult că ele sunt făcute corect uh, și procurorii ar trebui să știe că urmează această evaluare externă a procurorilor, și asta trebuie să-i responsabilizeze și mai mult, să fie extrem de atenți și corecți în uh, anchetele pe care le desfășoară acum, dar uh, procesul va dura. Deci nu e un lucru care o să se întâmple într-o săptămână, într-o lună sau chiar în șase luni. Aveți încredere că actuala conducere de la Procuratura Generală instrumentează corect cazurile de rezonanță, cele împotriva lui Plahotniuc, Șor sau Platon și acestea se vor finaliza cu condamnarea celor anchetați și nu cu condamnări ulterioare la CEDO? Cred că am răspuns parțial la această întrebare. Uh, spun că nu am această certitudine și nu poate nimeni să vă spun 100 de procente ce se întâmplă acolo în afară de conducerea procuraturilor. Uh, știu că există, că se lucrează serios, în special la aceste anchete uh, dosare de corupție mare, știu că se lucrează inclusiv în relația cu partenerii externi, aici e, sunt implicate și alte instituții ale statului. Uh, E, e foarte important ce face Procuratura. Întrebarea mea este ce se va întâmpla în instanța de ștecat. Pentru că nu este suficient ca anchetele să fie făcute bine în Procuratură. Întrebarea este dacă se reușește reformarea justiției până ajung aceste dosare în instanțele de ștecat. Pentru că am văzut în trecut uh, situații când instanțele de ștecat au decis foarte diferit decât. Uh, Uh, știu acuzațiile care au venit de la Procuratură. Există niște riscuri, dar există și o atenție maximă uh, pe aceste dosare de corupție mare și există, cum am spus, și un anumit sprijin din partea partenerilor externe aici. Sper că toate aceste lucruri împreună vor conduce la rezultate corecte. Dacă judecătorii curții constituționale vor primi an, lunar 3000 de euro aproape, ce remunerare ar trebui să primească șeful statului pentru a nu fi corupt? Eu cred că aici aspectul trebuie să-l analizăm un pic mai serios. Eu cred că membrii curții constituționale trebuie să aibă un salariu pe potriva responsabilității pe care o au, și responsabilitatea este mare trebuie să aibă un salariu bun. Cât de mare trebuie să fie acest salariu? Eu cred că noi putem să facem o comparație a raportului dintre salariul membrilor Curții Constituționale, raportat, deci raportul salariilor curții, membrilor Curții Constituționale la salariul mediu pe economie. Și să comparăm acest raport la noi în țară cu raportul ăsta în țările din regiune. Ucraina, România, cu cine vrem noi să ne comparăm aici, ca să fie această comparație credibilă. Trebuie să avem salarii bune. Sigur că salariile nu sunt suficiente ca să ne asigurăm că nu există corupție. Trebuie să existe și partea cu sancțiunea. Și noi am văzut acest exemplu când au fost crescute acum 10 ani salariile judecătorilor, dar pentru că nu a existat și partea cu sancțiunea creșterea salariilor nu a condus la reducerea fenomenului corupției în rândul judecătorilor și procurorilor. Deci ambele elemente trebuie să fie asigurate. În cazul ăsta foarte concret, înțeleg că solicitarea a pornit de la salariile angajaților curții constituționale, care sunt de 7 mii de lei net și care sunt salarii prea mici ca să aduci în curtea constituțională Juriști foarte buni care să pregătească bine deciziile, și nu trebuie să fim populiști aici, trebuie să recunoaștem că este o problemă, doar că atunci când s-a uh, propus soluția și s-a propus în grabă, inclusiv pentru că legea bugetului trebuia promovată la timp ca să se uh, poată merge la Consiliul Directorilor uh, Executive ai Fondului Monetar Internațional, deci a fost acolo o grabă. Și, până la urmă, soluția uh, a fost uh, cumva cu implicații și pentru salariile celorlalți. E ok să avem această discuție, e o discuție foarte importantă. Avem foarte mulți cetățeni cu venituri foarte mici. Uh, e important să nu uh, ajungem în cealaltă extremă, să nu devenim populiști. Uh, salariile trebuie crescute, salariile vor putea, pentru multe categorii, salariile le vom putea crește în momentul în care o să pornim dezvoltarea economică care să genereze aceste venituri la buget. Știu că toată lumea așteaptă aceste creșteri. Foarte mulți oameni merită aceste creșteri și aici tot e un element important pe care trebuie să spunem trebuie să creștem salariile. Trebuie să dăm salarii mai bune pentru cei care lucrează. Pentru cei care stau în birou de la oră până la oră și așteaptă să le treacă ziua de muncă, pentru aceștia trebuie să existe suficientă flexibilitate în cadrul legal, așa încât uh, acești oameni să nu se mai regăsească în instituțiile statului. Salarii bune pentru oamenii care muncesc. Dar vorbind despre medici și profesori. Exact asta am spus mai devreme. Deci, toată lumea merită aceste salarii uh, mari și uh, eu sunt sigură că până uh, la sfârșitul acestui mandat Guvernul o să reușească să identifice resurse pentru creșterea semnificativă a salariilor pentru profesori și pentru uh, medici, dar uh, trebuie să pornească economia, pentru că aici vorbim de miliarde de lei uh, pentru aceste creșteri. De exemplu, doar creșterea pensiei minime, uh, care a fost aprobată în toamnă, înseamnă aproape 3 miliarde de lei pentru anul 2022 creșterea salariilor în educație, de exemplu, unde avem aproape 100.000 de mii de angajați, presupune multe miliarde de lei. Aceste miliarde de lei trebuie să vină din economie. Cineva trebuie să genereze aceste venituri la bugetul de stat. Economia trebuie pornită astăzi, condițiile trebuie create astăzi, pentru ca economia să se poată dezvolta și să genereze venituri mai mari, cel puțin peste un an, ca să putem să creștem aceste salarii. Uh, educația trebuie să devină proiectul de țară al acestei țări. Combaterea corupției este un proces, un proces foarte important, pe care o să-l ducem până la capăt, dar strategia de țară a acestei țări uh, trebuie să fie educația, pornind de la cum îi pregătim pe profesori, cine ajunge să fie profesor și cum îi motivăm pe profesori. Sunt de acord cu dumneavoastră. Dar, totuși, ce salariu are președintele și ce salariu trebuie să aibă ca să nu există riscul și să fie coruptă președintele? Eu am un salariu de 15.000 și nu cred că există această discuție despre corupția președintelui și nivelul salariului. Um, pentru că am dovedit în timp că. Am suficientă integritate și de asta am primit mandatul cetățenilor pentru a duce această luptă împotriva corupției. Dar, repet, nu cred că este ok atunci când o persoană cu funcție înaltă de răspundere, și mă rog, sunt multe asemenea persoane, au un salariu care nu-i permite să-și întrețină familia și trebuie să se împrumute ca să își permită să lucreze la stat. Vreau să continuăm discuția despre reforma justiției. Dumneavoastră v-ați referit parțial la reforma justiției. Vreau să vă întreb o întrebare la care Marina nu a primit un răspuns. Cine v a propus pe domnul Robu? Sau cine v-a convins să acceptați candidatura domnului Robu? A fost, dacă ați, urmări, dacă ați urmărit. Dacă ați urmărit procesul, a fost, prima decizie a fost de la CSP. Asta spune legea, este Consiliul Suprem al Procurorilor, și de acolo a venit această propunere. Dar și eu am acceptat interiorul partidului cineva v-a convins că este o candidatură bună? Pentru că ne-a activat în cadrul Procuraturii Anticorupției în perioada Toată când... Toată lumea a activat în cadrul Procuraturii Anticorupției. Și dacă vedeți legea, legea nu permite ca cineva să fie numit din afara sistemului Procuraturii. Deci nu este corect să generalizăm și să spunem că toți cei care au lucrat în Procuratură pe timpul lui Plahotniuc sau toți cei care au lucrat în Ministerul Educației pe timpul lui Plahotniuc, sau toți cei care au lucrat, nu știu, la Ministerul Finanțelor pe timpul lui Plahotniuc, se fac responsabili de abuzurile lui Plahotniuc. Sistemul nu este vinovat. Nenorocirea a făcut ca un om total nepotrivit să ajungă în fruntea acestui sistem și să-l exploateze. Sunt oameni care au comis abuzuri, sunt oameni care nu au comis abuzuri procurorul general este interimar și, cum am spus, suntem la prima etapă de reformare a justiției. Vor urma și altele care vor arăta cine este potrivit, cine nu este potrivit ca să continue să lucreze sau să conducă aceste instituții. Dar ce se întâmplă acum? Impresia dumneavoastră, ce se întâmplă acum în justiție? Este luptă cu corupția sau este o, nu știu, o reglare de cont între ei, membrii sau între persoanele din interiorul sistemului? Așa cum am mai spus, cred că există multe cazuri de luptă împotriva corupției. Deci sunt anchetați oameni care noi avem certitudine despre care noi avem certitudinea că sunt corupți. Și dumneavoastră ați văzut asta în, anchete, în uh, anchetele pe care le-ați făcut dumneavoastră. Dacă există reglări de conturi sau nu, s-ar putea să existe într-o anumită măsură. Mi-e greu să spun pentru că nu investighez uh, lucrurile acolo. Uh, când o să știm, atunci când o să trecem la următoarea etapă, și când o să se facă această evaluare externă extraordinară, și o să vedem cine o să rămână după această etapă în sistem. Uh, care deja, în care o să avem mai multă încredere că lucrurile se fac corect decât avem astăzi. Dar și astăzi eu văd suficientă activitate din partea procuraturii care demonstrează intenție reală de a, a avansa pe cazurile de corupție mare. Am vrut să întreb, ați venit dumneavoastră cu mesaje către oameni din sistemul judecătoresc, din sistemul procuraturii, să nu se teamă, oamenii din sistem, să nu se teamă de valoare externă. Dar vreau să vă întreb cum dumneavoastră o să înțelegeți cine sunt oamenii unești din sistem și, pentru că există riscul să fie, acum când sunteți la guvernare, să vină tot felul de oameni care să încearcă să vă manipuleze, să vă spună că ei sunt buni, dar de fapt în realitatea să altfel. Cum nu vă protejați de asemenea persoane? Nu, nu eu fac evaluarea judecătorilor și procurorilor. Eu nu am nimic cu acest proces. Eu doar îl promovez. Eu doar îmi doresc ca această lege să obțină cât de curând sprijinul Uniunii Europene și să poată fi aprobată de Parlament, după care vor fi oameni concreți care nu au nimic cu președinția, cu Parlamentul, care vor face această evaluare. Deci, nu există acest risc să vină cineva să mă influențeze pentru că eu nu particip în procesul de evaluare. Aș vă întreb, în perioada în care ați venit cu mesaje către procurori, judecători să denunțe abuzurile care sunt în sistem, au venit mesaje din interiorul sistemului de la oameni despre care opinia publică nu cunoaște, să demaște acte de corupție sau să vă spună ce se întâmplă, să nu știu, să, să, încerc să vorbească cu dumneavoastră despre ce se Eu întâmplă. Eu primesc foarte multe petiții, unele sunt semnate, altele sunt anonime, se înscriu oamenii în, la audiență, inclusiv au fost oameni din judecători de rang mai mic în audiență care ne-au transmis despre anumite abuzuri care se întâmplă acolo și noi transmitem mai departe această informație care, ca să fie investigată. Deci, așa fel de comunicare există prin, prin petiții și prin audiență. Procuror General European sau director a CNA, de exemplu, din afara Republicii Moldova, este o soluție pentru actuala guvernare sau se va miza în continuare pe oameni care sunt din Republica Moldova și care eventual au lucrat și în sistem? Eu cred că este bine să încercăm să lărgim cercul potențialilor candidați pentru aceste funcții. Bineînțeles, până la urmă, decizia aparține CSP-ului sau, în cazul Cenea, e altă situație, decizia Parlamentului. Dar eu cred că este bine să, să se lărgească acest cerc și să poată să aplice la aceste funcții oameni și din afara sistemului. Din câte știu, există o asemenea intenție în Parlament și o să vedem cum o promovează. Prin și lege. din afara țării sau doar din afara sistemului? Eu cred că dacă e din afara sistemului, atunci asta înseamnă și în afara țării în perioada electorală, inclusiv a dumneavoastră, inclusiv a PAS, s-a vorbit despre confiscarea averilor persoanelor care dețin avere nejustificată. Pentru asta este nevoie de modificat Constituția, PAS nu are numărul necesar de voturi. Vreau să vă întreb, cum o să faceți ca să nu încălcați legislația, dar și să vă țineți promisiunea pe care ați făcut-o alegătorilor dumneavoastră? Împreună cu colegii de la președinție, noi lucrăm la un proiect de lege și cred că o să-l lansăm în următoarele zile, care se referă la modificarea cadrului legal pe partea de confiscare, care să simplifice procedurile de confiscare, ținând cont de această constrângere care este în Constituție, dar oricum pot fi făcute ajustări, așa încât acest proces să devină mult mai simplu. Vreau să întreb despre dosarul domnului Stoianov, că s-a vorbit foarte, foarte mult. Dumneavoastră, care credeți că o să fie finalitatea acestui dosar și dacă considerați că probele, acuzațiile care sunt publice deja împotriva dumneavoastră sunt bazate pe fapte? Eu știu despre aceste dosare, exact ce știți și dumneavoastră, nu am acces la altfel de informații, niciodată nu am cerut nici de la domnul Stoenoglu și nici de la procurorul general interimar deci informații concrete pe anumite dosare. Singurul lucru pe care îl pot spune este că îmi doresc ca legea să fie respectată în tocmai în aceste anchete, iar despre rezultate o să vedem în instanța de așteptată. Sunteți conștientă că reforma justiției despre care se vorbește ar putea ieșua, ținând cont de faptul că timp de zeci de ani s-a construit un sistem bazat pe influențe, corupție și altfel de lucruri care nu țin de legislație? Reforma justiției ar putea fi întârziată și asta cred că este riscul cel mai mare și întârzierea acestei reforme ar pereclita și eforturile guvernării în multe alte domenii. De aceea, această reformă este foarte importantă. Este importantă pentru îmbunătățirea mediului de afaceri, pentru ca să putem să atragem investitori străini, pentru că de fiecare dată când merg în viste peste hotare și mă întâlnesc cu reprezentanții ai mediului de afaceri din alte țări, toată lumea mă întreabă ce faceți cu justiția. Când avem certitudine că nu o să ne confiște nimeni uh, investițiile pe care le facem, că dacă ajungem uh, cu contractul în instanță de judecat, uh, o să, fim, uh, o să se respecte legea. Și, dincolo de asta, însă și încrederea cetățeanului în, uh, în statul Republica Moldova, în perspectivile lui aici acasă, depind de cât de repede ne vom mișca pe reforma justiției. Există riscuri, uh, cum spuneam, riscurile cele mari țin de Întârzierea acestei reforme. Nu cred că această reformă poate fi oprită uh, sau uh, să ieșuieze uh, în totalitate. Doamna președintă, eu împreună cu colegii mei în ultimele luni scrim tot mai des și mai mult despre criza gazelor naturale. Uh, și a, aș vrea să discutăm un pic despre uh, acest subiect. Criza gazelor naturale a arătat cât de vulnerabilă este Republica Moldova în fața Rusiei și cât de dependentă este, de fapt, Republica Moldova de gazul rusesc. Deși avem un contract semnat cu Gazprom, în baza unei formule agreate de partea moldovenească, prețul este totuși unul destul de mare pentru realitățile Republicii Moldova. Ce părere aveți despre acest contract? Este adevărat că prețul este mare dar dacă ne raportăm la prețul de piață, care zilele astea era 1200 de dolari la 1000 de metri cubi, ne dăm seama că nu putem să facem cu tot o abstracție de la ce se întâmplă pe piață. Asta sunt realitățile. Noi nu avem resurse de gaze naturale, noi nu avem alte resurse pe care să putem să le folosim pentru a produce energie electrică și noi avem o mare problemă că în 30 de ani nu a existat o politică coerentă, serioasă, pentru a construi alternative, pentru eficiență energetică, pentru că, pe lângă faptul că suntem săraci și pentru noi e foarte greu să acoperim aceste costuri mari, noi mai suntem și cei mai ineficienți din perspectivă energetică. Și când vorbim din perspectiva agenților economici, care nu s-au grăbit să treacă la energie produsă pe bază de biomasă, așa cum s-a întâmplat în alte părți. Dacă vorbim despre consumatorul final, despre gospodăriile casnice, iarăși nu am reușit să ne izolăm clădirile așa încât să, să, să nu trebuiască să consumăm așa mult, să nu trebuiască să plătim așa mult. Nu a existat această politică. Din potrivă, unor oameni de la putere le-a convenit să existe monopoluri, să existe o singură sursă, pentru că așa era mai ușor de construit tot felul de scheme de corupție. Acum suntem în situația în care suntem. Tocmai am anunțat că vineri am semnat un decret prin care am creat un Consiliu pentru Tranziția Verde și Securitatea Energetică și acest Consiliu va coordona eforturile noastre ale tuturor pentru politici și pentru programe concrete. Programe care să, proiecte care să, în care să investim și care să ne asigure surse diversificate, proiecte de eficiență energetică și proiecte de tranziție verde, deci să trecem la alt fel de energie. Toate aceste eforturi, uh, și dacă ne mișcăm repede, vor produce rezultate peste 5, 6, 7 ani. Uh, asta este scenariul cel mai optimist atunci când vorbim despre asigurarea securității energetice a Republicii Moldova. Dacă investim astăzi, dacă începem astăzi să lucrăm foarte serios și asta vom face, asta ne propunem, atunci o să putem vorbi despre uh, securitatea energetică reală peste uh, șase ani. Uh, și atunci o să putem să, să avem și o mai mare siguranță a prețurilor rezonabile, ceea ce nu avem astăzi. Între timp, uh, am moștenit ce am moștenit peste noapte nu, se creează aceste condiții. Guvernul încearcă să compenseze creșterea prețurilor la energie pentru anumite categorii de cetățeni. Nu poate să compenseze pentru tot și pentru tot volumul, pentru că banii trebuie să-i genereze cineva, iar și e sectorul privat care îi generează, și uh, acești bani ajung uh, pentru diferite scopuri, inclusiv pentru a-i ajuta pe cei cu venituri mai mici. Dar uh, important este să pornim aceste eforturi și uh, să învățăm de la cei care au adaptat, adoptat deja tehnologii moderne și uh, au demonstrat rezultate. Unii spun aici că dacă negociau socialiștii, care sunt proruși, obțineau un preț mai bun decât un partid pro-european. Cum comentați? Nu există cașcaval uh, gratis, dacă e să uh, vorbim așa prin uh, mai uh, popular. Uh, nimeni nu este gata să facă cadouri, pur și simplu. Întotdeauna se cere ceva în schimb dacă se oferă un preț mai mic. Uh, noi am obținut un preț relativ bun în comparație cu prețul pe piața externă. În același timp am demonstrat că putem cumpăra pe piața externă Nenorocirea a făcut ca contractul ăsta să se finalizeze în cea mai proastă situație pe piața internațională, pentru că asemenea prețuri nu au mai existat. Sperăm foarte mult ca să se liniștească piața și prețurile să ajungă la un nivel rațional și evident în acest caz și guvernului va fi mai ușor ca să ca să rezolve aceste probleme. Dar situația este consecința unor acțiuni despre care vorbiți dumneavoastră, când cineva își imagina că obține un preț mai bun, fără ca să înțeleagă că plătește în același timp alt preț. Când erați în opoziție, cereați transparență. Cereți și acum transparență, nu este un secret. Dar acum mulți cer ca acest contract semnat de Moldova Gaz cu Gazprom să fie făcut public. Dar însuși actualul ministru al infrastructurii, fost secretar al președinției, se opune. De ce nu mergem până la capăt cu nu transparența? Nu se opune domnul viceprim Este vorba despre un contract dintre doi agenți economici. Un agent economic, într-o anumită măsură, este... Uh, subordonat Republicii Moldova, într-o anumită măsură, mă refer la Moldova Gaz și Gazprom, care este o entitate economică care nu poate fi impusă să-și dea acordul să publice acest contract. Acest lucru, pe de-o parte, este, se mai întâlnește în sectorul privat, când doi agenții economici nu vor să facă publice informațiile din contract despre prețuri sau alte condiții. Pe de altă parte, sigur, există un interes național major și uh, Ministerul ar trebui să facă mai, mai multe eforturi ca să încerce să convingă Gazprom și Moldova Gaz să-și dea acordul pentru publicarea acestui contract. Nu există nicio uh, încercare sau niciun interes din partea Guvernului să nu uh, se publice acest contract. Există doar această restricție și, nu știu. La un moment, cred că se va reuși scoaterea acestei restricții. Dar dumneavoastră l-ați văzut? Am Ați... văzut elemente din acest contract, am văzut cum arată formula. Um... Ați putea garanta că acest document nu conține careva prevederi care ar putea să ne pună și mai mult sub influență rusească? Deci, eu am văzut elemente ale acestui contract, s-a discutat despre uh, pe, uh, potențialele riscuri ale acestui contract, repet, care a fost semnat într-o situație destul de ușoară. Uh, deci, riscurile sunt uh, cu privire la restructurarea datoriei, deci auditul și respectiv uh, înțelegerea pe care, la care ar trebui să se ajungă pe restructurarea datoriilor care vor fi confirmate de către audit anumite angajamente pe nerestructurarea Moldova Gaz și cum ele se știu, potrivesc cu angajamentele față de comunitatea energetică. Un lucru bun este că cei de la comunitatea energetică și -au, își deschid oficiul în Republica Moldova, deci va exista un un dialog mult mai strâns și o monitorizare mult mai serioasă din partea lor, dar există anumite riscuri, bineînțeles, pentru că, așa cum am spus, în continuare avem această dependență. Avem dependența pe și pe partea de gaze și pe partea de curent electric. Pe partea de curent electric o să putem să respirăm liber doar când se va finaliza acest proiect care începe acum de construcție a linii electrice vulcanești și Deci, proiectele despre care, pe care începem acum să le implementăm și, și, pentru care începem să, să căutăm pentru unele finanțare sunt proiecte care vor produce rezultate peste câțiva ani. Iată atunci o să fim într-o situație mult mai bună ca să negociem contracte mult mai bune pentru Republica Moldova. Ce se întâmplă cu gazoductul iași ungheni Iași-Chișinău, care este potrivit autorităților 100% funcțional? Ce se va întâmpla cu el în următorii 5 ani, având în vedere că avem semnat un contract cu Gazprom și, respectiv, nu îl utilizăm? Acest gazoduct ne oferă nouă alternativă. Și alternativele sunt pentru uh, situații de urgență, în primul rând, așa cum s-a întâmplat în octombrie, când nu primeam... Tot volumul necesar de gaze de la Gazprom, și atunci am avut această posibilitate să cumpărăm, să, cumpărăm, să obținem gaze din România, un anumit volum, am avut și posibilitatea și am folosit-o prin Ucraina. Alternativele există, trebuie să existe, și prin aceste alternative să rezolvăm situațiile de urgență, sau dacă putem să obținem un preț mai bun pe partea românească, să cumpărăm pe acolo. Atunci când nu avem aceste alternative, atunci depindem total și de un singur preț și de o singură sursă de furnizare. Asta nu înseamnă că gazoductul trebuie să fie folosit sau va fi folosit non-stop, dar el este important ca atunci când oferta pe partea asta este mai bună, să o putem folosi. Ceea ce ne s-a întâmplat nouă până acum este că Chiar și când oferta de preț era mai bună uh, pe partea vestică, noi nu o puteam folosi, folosi pentru că nu aveam cum să o transportăm. Deci, de asta e nevoie de alternative. Dar întotdeauna o să pornim de la prețul cel mai bun. Deci, până la urmă, interesul nostru este să asigurăm cantități suficiente la prețul cel mai bun. Și atunci când ai alternative, ai piață și poți să uh, alegi între prețuri. Atunci când nu ai alternative, nu ai piață și nu, nu poți să alegi. Aveți vreo, vreun fel de comunicare cu Vladimir uh, Putin? Nu, nu am avut niciun fel de comunicare. Credeți că este nevoie? Se discută la nivelul instituțiilor guvernamentale, se încearcă să se abordeze probleme serioase. Uh, pentru moment, uh, încă e de lucru ca să putem să spunem că ne apropiem de rezolvare pe o problemă sau alta, indiferent dacă vorbim de problema munițiilor din Transnistria sau dacă vorbim de problema exporturilor. Încercăm, facem eforturi, avem aceste discuții, dar nu pot spune că am realizat un progres mare și că ne apropiem de soluționarea unei sau altei probleme. Rusia adună trupe la granița cu Ucraina, iar forțele globale spun că este posibil un nou atac armat. Cum evaluați riscurile Republicii Moldova în acest context? Este o situație foarte îngrijorătoare și acest lucru este clar pentru toți. Bineînțeles că noi avem echipa noastră pe intern care monitorizează și informează conducerea țării despre situație și face estimări, dar ținem legătura cu ceilalți parteneri. Deci ne informăm reciproc și discutăm cu ceilalți parteneri din regiune, dar și dincolo cu țări care sunt și cu organizații internaționale care sunt interesate de ce se întâmplă în regiunea noastră. E o situație foarte tensionată. Sper foarte mult că se va găsi o soluție pașnică. Pentru că altfel, evident că implicațiile vor fi foarte serioase pentru toți și, în special, pentru noi cei care suntem în această regiune. În câteva luni se fac 30 de ani de, de la războiul din regiunea transnistreană, însă situația acolo rămâne în continuare ostilă, școlile în limba română sunt respinse, drepturile omului sunt încălcate. Dacă cumva aveți un plan pe termen mediu-lung și când începe implementarea lui? Sunt, uh, sunt subiecte sau este o problemă care nu are o soluție imediată și noi spunem lucrul ăsta deschis. Uh, sunt probleme uh, stringente, cum ar fi încălcarea drepturilor omului și uh, aici, de fiecare dată, discutăm cu toți partenerii internaționali și cu cei care ar avea mai multe pârghii pentru ca să oprească aceste abuzuri care se comit în raport cu cetățenii Republicii Moldova care trăiesc în uh, regiunea Transnistreană. Uh, sunt anumite elemente pe care încercăm să insistăm pe, uh, pe termen scurt, de exemplu discutăm destul de mult cu Federația Rusă pe lichidarea munițiilor din uh, Transnistria. Sper să, să reușim să avansăm pe acest dialog. Insistăm în continuare pe retragerea trupelor ruse. Aici avem mai puțină uh, Înțelegere pe partea cealaltă. Uh, și bineînțeles, există problema mare care se numește soluția pentru uh, conflict. Uh, soluția pe care ne o dorim noi este să fie una pașnică diplomatică, să fie una care ține, de, ține uh, sau respectă integritatea teritorială a Republicii Moldova și, foarte important, această soluție trebuie să fie una care uh, rezultă într-un stat funcțional să nu fie o soluție care ar destabiliza Republica Moldova. Deci aceste trei elemente stau la baza activității pe care o desfășurăm noi și ați văzut că există și această inițiativă a Parlamentului de a crea o comisie pe subiect unde se vor discuta aceste lucruri. În acest cadru o să discutăm și în formatul 5 plus 2 dar uh, soluția trebuie să fie împărtășită aici de către toți cetățenii Republicii Moldova. Trebuie să existe consens național și între timp să putem să facem totul, adică să facem totul ce putem pentru cetățenii noștri care sunt acolo și care sunt într-o situație și mai grea decât uh, cei de pe malul drept, uh, pentru că uh, sărăcie, corupție. Acum, lupta împotriva schemelor și a contrabandei va continua uh, și țintită pe anumite operațiuni care se întâmplă acolo, dar trebuie să vă spun că și acțiunile de combatere a corupției în, pe malul drept au efecte asupra uh, schemelor de corupție pe malul, drept, pe malul stâng. Deci toate aceste acțiuni trebuie să se întâmple în, în, în același timp, uh, coordonat, foarte important să nu admitem destabilizarea situației, pornind de la lucrurile care se întâmplă acolo. Doamna președintă, sunt din Departamentul Investigațiilor. Alex Macovei mă numesc. Cu siguranță știți despre cazul cu tânărul care a fost hărțuit în armată din cauza orientării lui sexuale. Spuneți că ar urma să aveți o discuție cu Ministerul Apărării. Ce s-a decis și cum s-a ajuns în situația în care până la urmă s-a pornit o anchetă împotriva tânărului și nu împotriva celor care l-ar fi hărțuit? E un caz regretabil. Am discutat cu domnul ministru. Ceea ce am convenit noi este ca ministerul, domnul ministru, să se adreseze Consiliului Național Antidiscriminare și împreună să facă o evaluare a situației în armată în general și împreună să stabilească care sunt recomandările pentru ca să se schimbe modul în care se abordează aceste probleme, să se elimine aceste forme de discriminare și, respectiv, să se lucreze sistemic, uh, pornind de la acest caz, uh, cum am spus, regretabil, și uh, sper foarte mult că, împreună cu acest Consiliu, vor putea să demareze un proces complex pe termen mediu care să conducă la rezultate. Dar totuși sunt în armata moldovenească prezente mai multe practici, tradiții rămase cumva de pe vremea sovietică. Ne interesează dacă reforma armatei se regăsește pe agenda dumneavoastră în calitate de comandant suprem al forțelor armate. Mersi. Da. Am început să discutăm aceste subiecte. Bine, anumite elemente de reformă s-au întâmplat și în trecut. Acum încercăm să consolidăm eforturile, să coordonăm aceste eforturi. Avem o viziune clară și pe ceea ce ține de resursa umană. Avem o, un anumit plan și în raport cu uh, baza tehnico-materială, nu știu cum să-i spun. Uh, deci există niște pași foarte concreți pe care i-am discutat și cu domnul ministru și cu doamna prim-ministru și cred că o să. Anunțăm anumite elemente din această reformă la începutul anului care vine. Doamna președintă, eu sunt Milena Unisim și aș vrea să vă întreb de ce oamenii nu vor să se vaccineze și de ce autoritățile nu găsesc soluțiile pentru a convinge populația? Din păcate, cred că avem tot mai puțini oameni care cred în educație și care cred în știință și asta mi se pare foarte grav și cred că asta este unul din motivele din care. Mulți oameni nu vor să se vaccineze. Uh, Suplimentar au mai fost și campaniile de dezinformare, care unele au fost desfășurate chiar de instituții, care își zic instituții media, uh, altele s-au desfășurat pe uh, rețelele de socializare din partea grupurilor de antivacciniști și în situația asta e destul de greu să îi convingem pe oameni. Probabil că guvernul va trebui să vină și cu altfel de măsuri, pentru că dacă nu vom crește rata de vaccinare, atunci costurile pe care le vom plăti cu toții vor fi foarte mari: și costuri de vieți omenești, dar și resursele care se cheltuie în sistemul medical, în loc aceste resurse să meargă să trateze oameni bolnavi de cancer, de alte maladii foarte mulți bani din sănătate se duc pe deci pandemie, costurile economice, pentru că vrem, nu vrem, oricum se impun anumite măsuri restrictive. Deci ar trebui să înțelegem că sunt niște costuri mari, foarte mari pe care le plătim cu toții. Dar am ajuns la un nivel atât de înalt de neîncredere în știință, un nivel care pe mine mă sperie, așa ca să spun foarte sincer. Și și asta înseamnă că trebuie să revenim la educație. Doamna președintă, sunt patru luni de când PAS a preluat guvernarea și totodată un an de când dumneavoastră sunteți președintă, dar în continuare jurnaliștii nu au acces la mai multe informații de interes public. Și totodată, în continuare, totul merge nevoios. suntem nevoiți să facem solicitări în scris la care nu obținem de multe ori răspunsuri sau răspunsurile vin foarte greu. În sensul ăsta, vreau să vă întreb: când credeți că va fi mai bine pentru jurnaliști, și când autoritățile vor avea o altă atitudine față de noi? Eu zic să separăm această problemă în două părți. Deci, la prima parte, eu nu cred că există interes din partea autorităților, cel puțin la nivel de conducere, să ascundă ceva. Chiar nu cred. Sunt deschiși, nu au ce ascunde oferă această informație. Ar trebui să discutăm mai exact care tipuri de informații nu sunt făcute publice. Știu că la capitolul digitalizare sau există în echipa de acolo există intenții de a publica mai multe date și deja este treaba ziariștilor să prelucreze aceste informații. Pentru că am văzut și multe cazuri când informația este disponibilă, dar nu există tare mult interes ca să fie analizat de către uh, anumite reprezentanțe uh, ale institu uh, anumite instituții media. Pe de altă parte, uh, eu cred că este o problemă la nivelul instituțiilor. La nivelul instituțiilor, unde nu s-a schimbat mare lucru și nu avea cum să se schimbe, unde a rămas același om responsabil de presă. Pentru că dacă eu nu reușesc, noi nu reușim la președinție, să ne completăm echipa de comunicare. Imaginați-vă că la Ministerul Cutare sau la Ministerul Cutare e și mai greu să găsești oameni care să vrea să vină să lucreze la comunicare. Și atunci au rămas aceiași oameni care se mișcă greu, care uh, îndeplinesc greu aceste uh, chestionare pe care le trimiteți dumneavoastră. Deci aici e mai mult vorba de capacitatea uh, instituțiilor de a face uh, lucru mai bine și mai repede. Nu este vorba de o intenție de a ascunde ceva. Uh, asta se referă și la relația cu presa, asta se referă și la relația cu cetățenii, asta se referă și la relația cu mediul de afaceri. Asta înseamnă că trebuie să creștem eficiența, productivitatea acestor instituții, să avem oameni care să lucreze mai repede și mai bine să-i motivăm financiar mai bine, să-i selectăm mai bine în aceste instituții. De aceea eu cred că e nevoie de o reformă a administrației publice centrale, așa încât oamenii care vor să lucreze și care lucrează să primească salarii bune și să rămână. Oamenii care nu vor să lucreze să nu stea acolo de formă, că nu ne putem permite să ținem funcționari care nu, nu lucrează. Dar până atunci vreau să vă întreb dacă sunteți mulțumită de comunicarea Guvernului Republicii Moldova și de modul în care îi transmit cele mai importante decizii și informații către societate. Eu cred că există suficientă deschidere. Ședințele Guvernului sunt deschise, oricine poate să audă ce, la, ce se discută la ședință, toate documentele sunt făcute publice, dar în primele trei luni. Poate nu s-a oferit suficient timp pentru dezbaterea proiectelor și am explicat că a fost o situație deosebită. Acum ar trebui să existe mai mult, uh, mai mult spațiu ar trebui să existe pentru aceste consultări publice, dar uh, e foarte multă informație în spațiu public. Întrebarea mea este dacă noi vrem să o analizăm. Bine, dumneavoastră faceți presa de investigație, faceți multă treabă, pentru că investigațiile voastre presupun foarte multă analiză și e, surse diferite pentru a verifica informația, dar atunci când se raportează sau se informează despre o decizie a guvernului, uneori e foarte simplist. Adică eu, dacă aș fi ziarist, m-aș documenta din mai multe surse, nu aș prelua doar comunicatul de presa a guvernului, pentru că atunci când îmi preiai comunicatul de presă a guvernului, e ca și cum nu-ți faci treaba ta de ziarist, doar transmiți ce a spus guvernul. Eu cred că noi cu toții trebuie să discutăm despre creșterea eficienței muncii noastre în fiecare domeniu, despre altfel de un nivel mai înalt de responsabilitate, pentru că e foarte important ce face guvernul, e foarte important ce fac autoritățile, dar noi să putem să creștem, noi să să ne dezvoltăm, ca țară, ca societate, atunci când cu toții o să facem acest efort și o să, o să încercăm să creștem fiecare la locul nostru de muncă. Doamna Sandu, care ar fi lista de minim trei obiective realizate după patru ani de mandat la președinție care să vă facă mândră și să mergeți cu capul sus la următorul mandat? Lucrurile importante care trebuie să se întâmple nu țin neapărat de prerogativa președintelui. Eu o să. Uh, lucrez la proiectele pe care le-am anunțat uh, pe plan extern, să continu să construiesc o imagine bună pentru Republica Moldova, așa încât oamenii să ne cunoască, să ne respecte, să vrea să ne ajute. Uh, eu să mă concentrez pe problemele de securitate, unde am uh, un mandat explicit. Uh, eu să insist și o să ajut la promovarea programelor pe care le-am anunțat, de exemplu, programul de împădurire, unde. O să ajut în special pe identificarea finanțării, o să lucrez în continuare să ajut pe, pentru a identifica mai mulți bani pentru satul european, pentru acest uh, fond care va fi lansat la începutul anului 2022 pentru dezvoltarea localităților din Republica Moldova. Uh, sper foarte mult să putem anunța în curând un program pentru educație, un program cuprinzător pentru educație. Dar, dincolo de asta, care sunt niște intervenții punctuale foarte importante, educația pe termen mediu și lung, cea mai importantă, pădurile pe termen mediu și lung, foarte importante, și celelalte lucruri, pe lângă asta, sigur că e nevoie ca la nivel de autorități, în general, să se avanseze pe reforma justiției pe obrirea de la fondurilor publice, pe combaterea, sancționarea, combaterea corupției și sancționarea celor care au comis fraude majore. Și e foarte important ca să repornim economia, pentru că dacă nu pornim economia, nu avem cum să creștem standardele de viață ale cetățenilor. Cred că sunt e o gamă de lucruri importante care trebuie să se întâmple. Și aceste lucruri trebuie să fie resimțite de cetățeni. Cetățenii trebuie să simtă că lucrurile încep să se îndrepte și că situația va fi mai bună de la zi la zi, de la an la an. Ați afirmat de multe ori că visul dumneavoastră este să aducem Europa la noi acasă. La ce etapă suntem? Suntem foarte departe încă. Chiar dacă avem mai multă democrație și mai multă libertate și oamenii nu se simt. Uh, știu eu, hărțuiți, șantajați, așa cum se întâmpla acum câteva, uh, acum câțiva ani, uh, mediul de afaceri nu își mai face griji că va veni Plahorniu sau cineva ca el și le va prelua afacerele. Profesorii știu că nu o să vină nimeni să-i pună cu desila să intre într-un partid politic. Primarii știu că nu îi vor trage de mânică folosind aniu și procuratura care să treacă dintr-un partid în altul. Deci aici am, am re reușit niște lucruri, dar trebuie să consolidăm aceste procese democratice, trebuie să consolidăm instituțiile democratice, dar avem de construit încă foarte mult pe calitatea instituțiilor, avem de construit foarte mult pe îmbunătățirea standardelor de viață. Suntem pe drumul cel bun, dar e un drum lung și trebuie să fim sinceri cu noi. Nu este corect să credem că lucrurile se schimbă peste noapte, dar ele se schimbă și asta este important. Și e important să recâștigăm încrederea. Și revin, nu e vorba doar de încredere în stat, doar de încredere în conducătorii statului. E foarte important să reconstruim încrederea între noi, să avem răbdarea să ne cunoaștem, să ne înțelegem și să reconstruim această încredere în societate. O societate este puternică, poate reuși doar dacă este unită și uh, dacă oamenii vor, pot să aibă încredere unii în alții. Doamnă președinte, vă mulțumim pentru această discuție. Ne-am fi dorit să discutăm despre mai multe subiecte, dar trebuie să recunoaștem că suntem constrânși de timp. Vă dorim succes în activitate și vă mai așteptăm la, în redacția Zerului de Gardă. Mulțumesc și eu vă urez succese și sărbători fericite!